Tinerii care se visează medici speră că lucrurile se vor schimba în bine până când vor termina ei studiile. Până voi ajunge eu în sistemul medical, s-ar putea să se îmbunătățească. Mă motivează faptul că iubesc oamenii și, indiferent de situația din România, consider că elevii care muncesc în continuare pot să schimbe ceva în țara noastră. Îmi doresc să fac bine celor din jur și cam asta ar fi țelul meu în viață încă de când eram copil. Sper ca medicina din România să evolueze și spitalele. La Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu, anul acesta s-au înscris 1200 de candidați care au avut la dispoziție 926 de locuri, dintre care 600 bugetate și restul cu taxă.